Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Oameni cu stil. În această seară avem invitat un om cu stil, în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba despre directorul direcției Vamale Galați, domnul Petrică Munteanu. Săruna, mulțumesc pentru invitație. Am fost director, nu mai sunt director. Nu mai sunteți director. Nu mai sunt director. Vai, nu sunt la cu știrile de la zi. Domnul Petrică Munteanu, ce sunteți până la urmă? Dacă nu mai sunteți director. Toată domeniul lucrez, sunt inspector vamal superior. Sunt câțiva ani de când lucrez în această brească, să-i spun, 2009. Din 2009 până 2011 am fost directorul Vămii Galați și din 2011 până în 2013 inclusiv am fost la Vama Giurgiulești. Am optat să rămân tot în cadrul Vămii Giurgiulești și de atunci lucrez ca inspector vamal superior. Deci este o funcție mai superioară decât... Nu este superioară. Cea mai mare funcție acolo este șeful. Șeful care se numește director sau șef birou vamal. Da, aceea e cea mai mare. Ea e o funcție de coordonare și accepți dacă rămâi pe latura asta și coordonezi activitatea de acolo sau vrei o bucățică mai simplă, cum am acceptat eu, pentru că în afara acestei activități m-am și activitate particulară cu familia și nu mi-a ajungeat timpul să pot să-mi rezolv și partea cealaltă privată. Implică mult timp a avea o funcție în... Foarte multă responsabilitate. Nu este vorba de timp, ci vorba că trebuie să-ți aluci foarte mult timp să nu greșești. Sau altfel spus, să mai bine să verifici de câte ori să poți să dormi liniștit. Și atunci a luat decizia, bine, era și în... Sau de cele mai multe ori, chiar dacă ești funcționar public, funcția poate fi și o funcție politică, sau altfel spun, să o poți să ai cu sprijinul politicii și în conjunctura din la momentul respectiv PNL-ul a hotărât că altcineva trebuie să ocupe în locul respectiv, nici nu m-am bătut prea mult. Și îmi convine și îmi convine. După cum ai observat în inimile și în mintea noastră, tot director ai rămas, dacă... Da, cred că am pe acolo până am trecut, cred că am lăsat cumva să nu spun semne, ci pur și simplu am subliniat activitatea și foarte multe persoane la nivelul Galațiului mă cunosc și mă cunosc foarte bine de când eram consilier județean și probabil de asta e mai ușor să mă reține tot ca director în latura asta. Da, cine știe, poate gura e pucită. Și mi-ai dori o funcție? Nu știu dacă acum mi-aș dori o funcție, sincer vă spun. Deci în momentul ăsta nu știu dacă îmi doresc, pentru că timpul meu e atât de limitat, mie este greu să spun că da sau nu în momentul ăsta. Cu ce își ocupă timpul Petrică Munteanu? Păi cu ce să mă ocup? Familia mea a avut norocul să câștige niște procese, să-i spunem așa, de câțiva ani cu o renumită familie numită Chelu. Între timp, câștigând aceste procese, ne-am redobândit fabrica de plase Pescărești sa și activitate de producții, foarte mult de lucru acolo. Eu, într-adevăr, sunt mai mult musafir, dar din experiența care am avut-o de vreo 10 ani de activitate acolo, știu foarte bine fabrica respectivă. Și acum luptăm să o echilibrăm. A reparat, am adus alți oameni, am îmbunătățit colectivul și facem activitate de producție. Încercăm să recâștigăm portofoliul clienților pierduți și să-i păstrăm pe cei care nu i-am pierdut. Mulțumim cu o calitate și o rapiditate în livrarea produselor. Tot rău spre bine, scandalul s-a stins și vă continuați atât. Scandal mare, adevărat, de mulți ani de zile. Scandal foarte mare și care a lăsat foarte multe răni, să spunem așa, care se vor, nu știu, vindeca sau mai puțin vindeca, sper la ameliora cu timpul. Încă nu s-a terminat cam tot, să spunem, tot scandalul. Suntem acum pe latura aceea, știți cum, întâi urci să-ți rezolvi probleme, ieși pe un vârf în care ți le-ai rezolvat și până începi să cobori, adică în momentul când cobori tu, urcă ei cu problemele. Cam așa se întâmplă, cobori și tot încerci să-ți recuperezi din prejudicii și din... Și până la urmă să-i tragi la răspundere pentru ceea ce au făcut. De asta am spus că nu știu dacă neapărat îmi doresc o funcție de conducere în cadrul
Vămii, să-i spunem așa, că e birou vamal sau regional vamal, pentru că pentru mine e prioritar acum, în afara timpului de lucru de la vamă, e prioritar că această activitate pot să o echilibrez, pot retehnologiza această activitate, această fabrică și să fac activitatea să fie rentabilă. Și dacă tot v-am numit director, haideți să vorbim despre anii de directorat, să-i numim așa. Ce performanțe ați avut atunci? Au fost performanțe foarte bune și notabile. De aceea sunteți la oameni cu stil. De obicei, pe un sistem de genul ăsta, când merge un sistem deja creionat, oamenii au foarte multă experiență și știu foarte bine să-și facă treaba. Ei își fac treaba cu maxim seriozitate dacă au și susținere. Pentru că activitatea în cadrul Vămii e o activitate atipică oricărei instituții, să spunem, oricărei altfel de activități. Și când spun atipic, nu spun oricum. În famă, lucrătorii trebuie să aibă diverse specializări. Nu este specialitatea doar vameș. Acolo sunt de la ingineri, tehnologi, economiști, cei juriști, specialiști în drept, în toate domeniile, pentru că găsești produse pe care trebuie să le clasifici de la cele accizabile și la cele non-accizabile, care, dar și cele non-accizabile poartă uneori anumite taxe vamale, pentru că sunt aduse din anumite spații comunitare. Și atunci, când ai dubii pe anumită marfă și vezi clasificarea în declarațiile de vamale, încerci să iei, să probezi sau să verifici cumva că acel produs este conform cu ceea ce scrie. Și vorbim despre niște produse lichide, de exemplu, care pot fi de la motorini, benzine, sunt accizabile, vinuri, bere și alte lucruri de genul ăsta. Și nu mai punem la socoteală alcoolul, chiar alcoolul pur. Și din alcoolul pur sunt o grămadă de produse care pot fi, adică prin denaturarea alcoolului se obțin o grămadă de produse de la lichioruri, spirit medicinal și alte lucruri genul ăsta, unde sunt purtătoare de accize, alte nu sunt purtătoare de accize. Și în funcție de această clasificare, ce se verifică și dacă destinatarul produsele respectiv își achită taxele și dacă este în conformitate cu legea. Și trebuie să o faci și pe chimistul, trebuie să o faci și pe, exact ce spuneam, să știți preleve și probe, să știți să trimiți la laborator, știți să interpretezi probele, rezultatele, să știți să faci control, să fii și mecanic, să știți să și controlezi camioanele, mașinile, chiar și mașinile în care transportă persoane. Sunt o grămadă de locuri, locașii și lucruri de genul ăsta care noi nu avem de unde să le știm, doar mecanice care le pară tipurile respective de autotrenze sau camioane le știu și prin care se pot ascunde diverse produse. Care, aceste produse sunt, deci le sustrag de la vămâie, se spun altfel. Există o limită cantitativă pe care Uniunea Europeană, regulamentul Uniunii Europene, Comisiei Europene, au stabilit pentru țările care sunt în comunitate și pe aceste limite aici le controlezi și începi. Sunt declarațiile care le adresezi, dacă întrebi, are ce nu are, ceva de declarat, indiferent dacă are și marfă cu acte, tot trebuie să-l controlezi și pentru alte mărfuri. Vă dau exemplu. S-a îmbunătățit modul în care decurg acțiunile de control ale vamișilor. Sunt niște proceduri clare pe care trebuie să le parcurgi și să le respecti, pentru că în caz că găsești ceva și trebuie să scrii, să amendezi, să confiși, să etică, pe proceduri, trebuie să respecti procedura de control și finalizarea controlului și valorificarea ulterioară. Altfel vin avocații și deschid legea și încep să citească și spune ce ai făcut domnul Vameș, ce a făcut clientul meu. Și îi pun în oglindă pe cele două chestii și iau bucată și parcurg pe procedura pe care ți s-a stabilit undeva din minister și
pe care trebuie să o și respecti. Nu ai respectat procedura, automat, instanța, chiar dacă ai dreptate, dă dreptate celălalt, prin excepții de procedură, cum se numesc. Adică n-a ajuns să te mai judece. Spune, doar excepții de procedură, n-a respectat procedurile impuse de legea în vigoare. Și stai și te uiți cum un contravenient sau un infractor începe să zâmbească și spune, mai trec cu la tine. Da, trebuie să avem și umor. Dar sunt confiscări multe care s-au făcut pe latura accesului, deci în special băuturi și țigări, pentru că astea sunt cele mai la mod acum, pentru că se consumă și repede. Tot ce înseamnă cash. Bine, cred că s-au mai limitat în cantitatea. Mult s-au limitat, dar în ultimii ani au fost controle drastice făcute. Deci controle la sânge. Dacă vorbim de 2005-2007, în care cam la o săptămână, la o lună erau cazuri, că... Sunt cazuri și acum. Sunt cazuri, da, și acum. S-au mai rărit. Atunci erau mai multe pentru că nici nu aveam dotarea necesară pentru a controla și a găsi aceste produse. Acum s-a îmbunătățit. Am fost dotați foarte bine, deci suntem, avem aparatură, avem și experiența noastră a îmbunătățit, pentru că întotdeauna ca să prinzi hoțul, trebuie să înveți metodele hoțului. Întotdeauna când trebuie să te păzești de hoț. Cumva. Și a trebuit ani de experiență. De experiență și de la un tip... Dar dacă... să vedem cu ce s-a îmbunătățit metodele de control ale vameșilor. Aș spune doar experiența îmbunătățește metoda. Pentru că în moment găsești o speță nouă, automat o iei și o pui, o trimiți către șeful ierarhiei superior, faci un referat, un raport și acel raport îi trimis mai departe și pe baza lui se face o procedură nouă. Pe lângă experiență, nu știu, aparate, câini, știu eu ce s-a dotat în vederea acestei acțiuni. Păi cel mai important este aparatura de la supraveghere, audio-video, care mă lipsește și abundă, nu mai știi cine filmează și cine ascultă. Și păi până la orice tip de aparate... Nu vede, de exemplu, dacă eu am țigări sub fustă. Da, da, vede vameș. Care și el o procedură de control și atunci când are simte voie el... să pună mâna pe mine? Nu, nu, procedura spune în felul următor. Controlul, deci la persoane fizice, control corporal, deci se face cu aprobarea șefului de tură sau șefului de vamă. Într-o cameră special, într-o cameră, nu neapărat special, într-o cameră de separat de ochii celorlalți și dacă este femeie, o va controla o vameș. Și dacă este bărbat, o va controla o vameș. Și vă face un control până la piele, să spunem așa. Să ia fiecare pasager la control sau doar se selectează? Deci, deci funcție de anumite semnale pe care ți le dă. Pentru că altfel vă dați seama câte mașini, la câte trec, vara trec câte 1000 de mașini în 12 ore. Acolo ai 1, 2 și până la 5 pasageri. Nu mai ieși în... Păi ce semnale? Că dacă eu, de exemplu, vin uite așa frumos și zâmbesc la tine și eu sunt blindată cu alcool și da, țipe. Da, n-ați fi prima care zâmbiți și ați fi blindată și de n-ați fi prima. Și noi ne-am dat seama adică, că n-aveți niciun motiv așa pentru care să ne zâmbiți noi transpirați din muncă și din asta, să primim așa niște zâmbete așa de chiar voi enervezi, nu? Așa? Nu, cum să nu? Pe mine e nervă, cum să nu? Chemăm un colegă care se enervează pentru ceea ce o să găsească. Corect. Deci trebuie să fii și un bun psiholog în a scana așa puțin. Aș spune că intuiția este primul simț. Și câteodată oamenii și cred că sunt mai câini decât câinii. Cei care au o viață în această muncă și avem câțiva colegi care au o vârstă în prag de pensionare, unii chiar s-au pensionat, au o intuiție extraordinar de mare prin faptul că pe cei mai mulți de acolo care se mai ceartă un pic cu legea, au crescut pe acolo. Și bunicul, și tata, și mama, și el copil, tot pe acolo au trecut. Și știe care
au astfel de simțuri dezvoltate în a păcăli. Și le știu și metodele, doar foarte rar să găsești o altă metodă. E același lucru, îl întreb deodată, acolo ai, acolo ai, acolo ai, n-am, ia să vedem dacă ai. Adică știi cu exactitate. Cum de altfel, chiar un coleg care s-a pensionat anul trecut, acum câțiva ani eram eu la, cred că era în 2011-2012, abia venisem oricum la în Giurgiulești, eram șef și am ieșit pe pistă și am zis, domnule, vreau și eu să văd cum vă faceți voi treaba. Și el s-a uitat așa la rândul, zic, unii sunt câini, unii aia, unii aia, unii aia, au început să, a adus câinile, a adus nu știu ce, dar vine, băi, șeful, hai să vă arăt, uite, vedeți toată marea asta de mașini, dar vreți să vă arăt care au probleme, dar uite, îl vezi pe ăla care a ieșit din mașină, îl vezi pe ăla, ei au o problemă. De ce? Cercetează locul să vadă, vin sau nu vin. Uite, îl vezi pe ăla, da, ăla nu știe cum să facă, cu cine să... Și chestii de genul ăsta care, cum zic, țin de experiență, efectiv. Nu scrie nicăieri, nicio carte. Dar am rămas impresionat și am învățat de la ei și asta fac și eu. Deci eu, ca să vin să mă angajez la vamă, trebuie experiență, nu mă primesc. Nu, dar nu toată lumea are experiență în latura asta, ei se învață. Oricum, un vameș, cred că se formează în jur, ca vârstă, între 5 și 7 ani. Nu cred mai devreme, chiar dacă ai în cartoteca ta scrie acolo că funcție de inspector vamal, să fii să ai valoare adevărată după. Dar de obicei când să mai la începuturi, nu îți băgați în linia întâi, cu toate că în ultimii 2 ani s-au băgat în linia întâi de la început. Se mai țin pe la birouri și acolo învață anumite lucruri și până se scotă. Acum văd, în ultimii 2 ani, 3 ani, i-au băgat direct în... Și au probleme, adică au probleme. N-au curajul, să nu-i spun tu, pe ăla, pentru că contrabandiștii, să spun, sau cei care încearcă să fraudeze puțin bugetul statului, așa, au tupeu, vorbesc foarte urât, scuip în jur, amenință, au tot felul de chestii de genul ăsta și dacă ești un picuț mai crud și nu știi și n-ai experiență în latura asta, adică cam pierzi. Da, după vă câțiva ani și le-ai mai văzut vă câteva ori și știi cum reacționează, te uiți un picuț la el așa și spui, hai, curea mai mică, tu știi că oricând lumea pe tine. Tu, de exemplu, câți ani ai de activitate profesională în domeniul acesta? Păi să-i socotim. Din 2009, inclusiv până acum, cam câți ar fi? 9 ani. Cam atât. Mulți înainte îți doresc. Spre norocul meu că am venit dintr-o activitate privată, într-o activitate de coordonare privată pe care am avut-o cam toată viața mea, adică numai funcții de conducere. Economist. Da, dar am fost foarte mulți ani director comunic, am fost administrator de societăți, adică am coordonat, am controlat, am verificat, am trasat sarcini altora și atunci mi-a venit ușor. E specific fiecare instituție sau fiecare societăți diferă, că ea se personalizează pe ceea ce face. Dar din punct de vedere al managementului se aseamănă. Pentru că dacă știi să coordonezi într-o direcție, vei coordona și în alte direcții. Îți este greu o lună, două, până când prinzi exact, adică prinzi circuitul documentelor, adică să știi să intersectezi neapărat actul și să verifici. Să știi să trimiți un act, să se rezolve, să știi să primești răspunsul, în cât timp, cât de repede, care e urgența, care sunt lucruri care țin de, într-adevăr, de activitatea care o faci și... Îți place să fii un lider? Da, n-am spus lucrul ăsta, mai degrabă să fii un manager. Un bun manager. Țin la latura asta, țin și am cunoscut toate treptele unei profesii. Nu m-am parașutat deodată în vârf, cu toate că cea mai 90% din activitate am stat în vârf. Hai să vedem ce se mai importă prin vamă. De toate pentru toți. Și ce implică activitatea? De toate, absolut, și de la orice, sucuri, apă, produse accesabile, petrol, benzine și lucruri de genul ăsta, fructe, legume, importuri, exporturi vorbesc, deci
tranzite, vin din Grecia, din Turcia, din Bulgaria, de asta tot, fructe, legume, citrice, deci merg spre Rusia, spre Ucraina, spre Moldova, deci vinuri, cisterne. Deci vreo îmbunătățire în ultima perioadă? Deci întotdeauna este loc de mai bine, întotdeauna se luptă pentru a îmbunătăți și a simplifica niște lucruri, dar cum suntem noi românii și mai catolici decât papa, dacă ne vine o reglementare sau o recomandare din partea Uniunii Europene, noi trebuie să mai un pic mai punem niște burieni deasupra, să mai înțelegem și mai tare. Sunt anumite lucruri care, într-adevăr, s-ar putea rezolva și mai simplu. Dar le complicăm pentru că ne place să ne astupăm de hârtii. Sau, deci, cum se spune? Că mortul, până la urmă. Mortul se astupă cu pământ și viu cu hârtii. Nu cam așa se întâmplă. Și atunci ne merg. Deci vorbești de birocrație aici. Vorbesc de exagerare a unor lucruri, hârtii peste hârtii, teancuri peste teancuri. Încă nu avem o procedură de genul scanăm hârtiile și le trimitem în 7 direcții, mai bine trimitem teancurile de hârtii. Despre asta vorbesc. Adică trebuie să ajungem la un stadiu în care ar trebui anumite documente doar să le citești după ți le trimite bine. Noi avem un intranet, nu un internet. Un intranet este un sistem interior în care primești tot felul de lucruri de la superior sau de la cei care sunt, au atribuții să-ți comunice anumite lucruri. Și tot pe această filieră ar trebui și hârtiile trimise. Nu știu, asta văd eu, nu neapărat că am și dreptate. E adevărat că noi, fiind învățat cu hârtia și o luăm în mână și o pipăm, este una. La noi în România întotdeauna birocrația a fost o componentă ce a bulversat. Da, implică aparatură, implică aparatură și poate un om suplimentar, dar aparatură performantă. Pentru că dacă te-a pus să scanezi toate documente, toate lucruri de genul ăsta, să le păstrezi undeva, asta înseamnă trebuie să ai, să nu stai să miști foaie cu foaie, că ele sunt documente și pe o parte și pe alta, deci nu trebuie să ai pur și simplu o aparatură care să-ți facă lucrul ăsta. Să pui teancurile și el să-ți ia să-ți facă. Și tu stai în calculator să le separi, să le pui, să le faci folder și să le trimiți unde trebuie. Trebuie să ai asta îngreunează. Nu îngreunează. Asta cred că totuși e mai rapidă. Deci vă dați seama că sunt raportări imediate. Nu, așteaptă, hai, dau răspuns, da, stai, dau răspuns, trimit poșta, trimit ăsta. Aparate îngreunează. Da. Deci nu aparate, trebuie să fie și niște programe performante, trebuie să fie, bănuiesc și o, și la nivel național, să gândească cumva coordonarea tuturor activități prin această latură. Trebuie schimbate multe lucruri. Eu așa văd, e părerea mea, dar nu neapărat că și contează. Păi și ce schimbări trebuie aduse pentru a veni în sprijinul celor care tranziționează? Deci ca procedii toate astea nu nicio schimbare, doar ca aparatură și ca probabil mai trebuie pe anumite locuri niște oameni dezlocați dintr-o parte și puși în altă parte. Și când ați avut funcția de conducere, ați făcut demersurile în sensul acesta? Deci între ceea ce se poate pe nivel local se mai fac niște lucruri. Dar nu întotdeauna contează ce facem noi aici, contează ce spune București. Și în funcție de ce spune București, asta facem. Ați demarat vreun proiect anume? Sau... N-ai cum să demarezi așa ceva. Pe unde vedere local. Sunt foarte multe, au fost, cel puțin în perioada când am fost eu la vârf, au fost foarte multe propuneri pentru proiecte de lege sau modificări ale legilor pe care le-am transmis și care, cu sinceritate, nu prea s-au făcut nimic. Dacă noi suntem profesioniști de aici de jos, noi știm exact problemele cu care ne confruntăm. Dar mai mult decât a face o propunere, n-ai nicio putere. Rămâne să stabilească cei de la București și dacă cei nu văd așa lucrurile, s-ar putea problema noastră să fie doar o particularitate. Și atunci nu se impune ca să o generalizeze, să o pune la nivel național. Nu știu ce să spun. N-am ajuns la București, n-am fost în coordonare la București, nu știu. Dar pe plan bun, știu, pot să-mi dau cu părerea. Dar ce sentiment ai, ce satisfacție ai când știi că controlezi toată situația vamală? Asta e
munca noastră. Așa cum să stați de vorbă cu mine și aveți sau nu aveți un sentiment pentru, pentru emisiunea care o faceți, la fel și noi avem același sentiment pentru lucrul ăla care îl facem. Nu avem un sentiment plăcut. Satisfacția este când ai realizări. Când ai realizări, într-adevăr, există o satisfacție. Dar nu-i neapărat, nu-i neapărat plăcerea aia în care îi spun, da, domnule, te-am prins, aha, de când te aștept. Nu. Există în moment când ai descoperit ceva, deja începe munca ta. O, sunt o grămadă de hârtii de făcut, sunt... Ce să faci, oricum ai colaborat cu poliția, îl întrebi, a mai fost, nu mai fost, mai prins, mai are o activitate infracțională sau de contravenție, mai nu știu ce, pentru străini, poliția le dă interdicții, intrări în țară, chestii de genul ăsta. Sunt o grămadă de documente care se fac și se iau niște decizii. Dacă e a doua trecere, adică în timp de 12 luni, s-a mai confruntat cu astfel de probleme, îi dosar penal de ei, fără... Nu mai dăm amenzi, mai face nimic. Luăm frumos toate actele, facem cu adrese înaintare, înaintăm poliții și le dăm pe toate. Poftiți, domnilor, aveți treabă. Spor la muncă. Cât de justă sau cât de coruptă este, să zicem, România, ca să nu dăm... Din propriu spus. Nici ca just, nici ca... Deci nici din punct de vedere al corpului, din propriu spus. Dacă închizi ochii, dau un exemplu, în loc să aibă două pachete țigări, are trei și lasă să treacă, ești corupt sau injust? Pentru că acum aș putea să dau o grămadă de exemplu. Vin în rușii... Cred că nu e vorba de... Vin rușii... Nu, intră în aceeași categorie, indiferent cum. Vin rușii, vin ucraineni, vin moldoveni și pleacă. Pleacă spre Turcia, pleacă spre România, duc la Baia Brașov, se duc în Bulgaria, se duc în... Mulți dintre ei sunt fumători. Ei fumează un anumit tip de țigări. Un anumit tip de țigări. Îl vezi că fumează, îl vezi că e fumător. Vezi că mașina lui se închiștoace țigări, vezi, în loc de două pachete are trei, are cinci. Ce face? Adică e o decizie care e o decizie personală pe care trebuie să o iei. Dacă lasă să treacă, cum te numești? Dacă nu lasă să treacă... Adică trebuie văzut unde exagerez și unde, cum zic, sunt lucruri care le vezi. Dacă vă, pe, nu știu, moldovean, ucrainean, să dăm tot așa exemplu, că vine fiecare zi sau de două ori pe zi sau de 10 ori pe zi și în loc de două pachete are 5 pachete, atunci e o problemă, atunci am ce fulești, fără probleme. Deci e și clar e situația. Deci, conform procedurii, fac ei declarația scrisă, îl bagi în calculator, îi spui că la 8 zile, până în 8 zile nu mai are voie să treacă, pentru că nu va mai fi scutit cu acciza pentru țigări și pentru combustibil, să spun motorină sau benzină, chestii de genul ăsta. De asta, domnule, când îți duce omul în concediu și are o sticlă de vin în plus, are un pachet țigări în plus, poți să o faci de pe tot Gheorghe Dracoș de acum încep ca să-i sucești lui ăla gâtul, să-l dai de pământ. Sunt și exagerări în vama. Eu nu spun că toți colegii gândesc la fel, dar eu nu vreau să gândesc pentru colegi. Eu vreau să gândesc doar pentru mine și să îmi port responsabilitatea și să-mi duc așa cum... Să știți că dorm foarte, foarte liniștit. N-am nicio problemă în latura asta. Ați avut mici evenimente neplăcute în timpul activității? Întotdeauna sunt evenimente neplăcute. Sunt unii care mai vin băuți și mai vor să treacă și un carton țigări și un sar la bătaie și fac chestii de genul ăsta. Ori te mai trântesc, ori să mai dau câte o palmă. Sunt colegi care mai luau câte o palmă. Chestii de genul ăsta. Deci nu... Sunt evenimente, sigur. Au venit unul dată, bea, țin minte. Sunt măsuri de protecție. Cine te protejeze? Întreb și eu, trebuie să polițistul? Fie ceva, polițistul? O bază, o... Cum să te protejezi pe polițistul? Că și el e tot acolo, își face actele. Până ești polițistul, ai luat două perechi de palme fără probleme. De tras nu trage nimeni cu pistolul, chiar dacă îl poartă la brâu. Nu o trage nimeni. Oricum, faptul s-a consumat, deci, tot ok. Poți să vină în vamă să... Cine vă? Nu te protejezi nimeni. Deci, da, riscul e total. Singurul te protejezi, tu sau colegii, un coleg care e lângă tine. Bine, ulterior, poliția preia cazul, vorbește procurorul, face dosarul, face... Deci înțeleg că ai avut evenimente de... Sunt evenimente. Eu personal n-am avut, dar am participat, adică în sensul în care am fost prezent.
eveniment genul ăsta. Da, eu am alt stil, eu încerc, eu sunt mai pacifist cu toate, câteodată nici ori mai am răbdarea care ar trebui să o am. Adică rare ori mi se întâmplă, ies din miese și mii din pepe, cum se spune în latura noastră. Dar încerc să mă controlez. Da. Conduita funcționarului public îți impune anumite reguli, anumite normale. Nu poți nici să exagerezi, nu poți nici reacționezi. E adevărat că trebuie să stai câteodată și iei bătaie, că asta e conduita, nu poți reacționezi. Da. Vorbeam de import-export, ce se mai importă, ce se mai exportă. Câteva statistici? Nu știu. În momentul ăsta, dacă eram director, vă spuneam. Nu știu. Nu știu și nu vreau să știu. Vorbim de director. Deci ceea ce vă pot spune... Da. Când o duci în lipsă de muncă și se muncește la greu. Camioanii se fac... Deci, vă dau un exemplu. Dacă când eram eu șef, 12 ore sau rare ore, în 12 ore treceam de 60 de camioane, 80 de camioane rar. Acum sunt ture, care sunt tot de 12 ore, care trec de 100 de camioane. Deci activitatea la frontieră, deci ceea ce înseamnă import-export, dar în Giurgiulești e tranzitare, acolo se face tranzitare, este intens. Asta e un lucru îmbucurător, dacă ar fi numai pentru economia românească. Asta vorbesc de multe. Ani de Eu nu vorbesc acum. Sau acum. Nu, vorbesc acum. Vorbesc acum. Iar pentru activitatea ce înseamnă persoane fizice, sunt... anumite luni ale anului în care sunt aglomerări, se constată și în special când sunt sărbătorile legale, religioase și când sunt concediile, vacanțele copiilor, atunci se cunoaște o intensificare, se simte intensificare de la circulației persoanelor. Sunt autocare, mai mult în loc să faci un autocar două pe zi, faci 30 de autocare pe zi. În loc să faci 200-300 de mașini pe zi, faci 1000 de mașini pe zi, pe 12 ore vorbesc pe tură. Adică eu când zic ziua, mă refer la tură. 12 ore când 24, dublu. Certă că stăm bine la domeniul acesta. Stăm foarte bine, stăm prost la numărul de lucrători. Există un deficit... La lucrători, la angajați. La angajați. E un deficit substanțial. Cam câți angajați are direcția vamală Călați? Nu știu direcția vamală. Vreau să vă spun că pătură cam în jur de 8, maxim 9 angajați pătură. Însemnând 4 piste pe ieșire, 4 piste de persoane fizice pe intrare, 4 plus 2 rezervă piste pe camioane. Deci asta e colosală ar munca. Ar trebui să fie sau... Nu, ar trebui să fie din punctul meu de vedere încă, cel puțin încă 4 lucrători ar trebui să mai fie pe tură. Deci 13 persoane pe tură și 13, cam așa ar trebui să fie, pentru că întotdeauna, fiecare lună, sunt și concedii de dat, concedii, da. Sunt și ture libere de luat și pot fi chiar și medicale. Adică nu noi ne programăm când ne îmbolnăvim și când suntem sănătoși. Deci în momentul de față avem un deficit de angajați în un deficit în mai și cu tristețe, după cum s-a anunțat că nici nu se vor face angajări pentru că se încearcă să țină nivelul salarizării la nivel național, o să fie și mai Da, și a existat din întotdeauna acest deficit? Da, pentru că atunci când s-a făcut clasificarea birourilor vamale, vămilor, cum spunem noi mai ușor, nu s-a ținut cont de cât activitate are o vamă de interior și cât activitate are un birou vamal de frontieră, o vamă de frontieră. Și i-au clasificat după cum au considerat dumneavoastră. Da, ulterior s-a constatat că, într-adevăr, e un deficit foarte mare pe, cel puțin, pe vămile de frontieră. Și au început să
să delege din alte puncte vamale, unde nu este o activitate atât de mare, câte 6 luni, câte 6 luni, câte 4, 6, 8, 10 persoane, cât au putut din diferite locuri. Inclusiv de la Tulcea am avut la noi detașați. E activitate, chiar râdea un coleg de-a meu de la Tulcea și a zis că voi am auzit ceva, dar n-am crezut. Zice că aici e batalion disciplina. Zic că am să de acum să întreb dacă mai vrea ce fac. Ca să mă trimit, o să întreb ce fac, cu ce am greșit. Cu de altfel cei de la Oancea care sunt detașați la același lucru. Ce, cu ce am mai greșit din interes acolo. Da, e o activitate destul de intensă, o activitate mare. Nu duce lipsă de muncă. Deci în afară de angajați, în afară de birocrație, care ați spus, ce alte deficite mai avem în... Păi nu, da, alte deficite nu avem ce spune. Specialiști avem, să știți, foarte buni. Deci specialiști avem foarte buni și își fac treaba cu maximă seriozitate. E bine că avem specialiști. Avem specialiști, nu asta. Mai sunt și începători, dar o să învețe, care au venit mai... proaspeți în ultimii 2 ani, 3 ani, învață. Important este să vrei ca să-ți faci un viitor din meseria asta. Că dacă ai alte intenții, te duci de acasă. Sau dacă nu, te iau unii și te duc. De ce alte îmbunătățiri ar mai trebui să avem la Vama Galați? Funcție dacă de... Deci îmbunătățirile vin în funcție de cerințele pe care le stabilește Comisia Europeană. Deci dacă mai apare ceva în plus și trebuie să faci un efort în plus, în funcție de asta îți faci dotare. Dacă vrem să intrăm în Schengen, atunci va trebui ceva în plus. Vom intra în Schengen? Habar n-am, nu ține de noi. Părerea dumneavoastră. Nu ține de noi. La Vama de Ies întotdeauna va fi o problemă. Dar de ce nu intrăm în Schengen, domnul Petrică Munteanu? Probabil România este pus la o intersecție de drumuri și vrea, nu vrea, trebuie să accepte pe intersecția de drumuri și pe alte neamuri. Și întotdeauna neamurile care vin sunt cele care vin cu gânduri bune. Și pentru a controla mai bine lucrurile astea sau a le ține mai bine în frâu, atunci rămâne tot la metodele vechi de control. Schengen înseamnă să-ți iei valiza și să treci numai salutând, așa, ca să spun. Nu știu, părerea mea că doar Vama de Est ar fi un picuț de problemă, dar și aici cu anumite eforturi. Efortul însemnând să trecem dincolo, peste graniță, adică în Moldova, și să instruim ceea ce se face în ultimul timp și se vede și să instruim să înceapă singuri să protejeze și automat ne protejăm pe noi. Stând numai aici în frontieră, nu o să putem să ținem în frâu activitatea infracțională, dar mergând dincolo și instruind și încercând să îmbunătățim metodele pe care le au ei, încep și dau rate, chiar s-a văzut în ultimul an, un an jumate, 2 cred, sunt vizibile, notabile rezultatele lor. Ceea ce nu s-a întâmplat cu câțiva buni în Moldova. Și probabil o să trecem noi doi, pentru că sunt diverse forme de cooperare, colaborare cu profesioniștii din alte țări, inclusiv Ucraina, și se merge pentru promovarea, îmbunătățirea, corectarea pe anumite zone sau controlul, să spunem efectiv, anumitor direcții de comerț. Da, sunt lucruri care se întâmplă și nu se întâmplă de acum de mai mult ani și dau roade în ultimii ani. Mă bucur că vedeți o îmbunătățire a lucrurilor. Da. Din punct de vedere economic. Nu sunt eu ăla care prevăd lucrurile astea, le-au prevăzut alții. Eu sunt cel care le observ, efectiv, și vă povestesc ce văd. Dar din punct de vedere economic, vedeți Vama, din punctul meu de vedere, întotdeauna Vama, și asta s-a și demonstrat, și-a făcut treaba foarte bine.
Dau exemplu accizelor, întotdeauna, deci când au fost accize la vamă, încasările au fost substanțiale. Cum au trecut la finanțe, cum au scos? Deci sunt statisticile că le arată foarte clar. Asta înseamnă că chiar dacă n-am avut specializarea pe fiscalitate, s-au făcut inspecții fiscale și controle cum trebuie. De asta vă spuneam. S-au foarte multe confiscări în ultimii ani și în momentul când faci confiscarea și cumva din buzunare se pierd bani din buzunarele infractorilor, pierzi odată două, trei ori, dar de unde mai susții? Ori te lași de meseria asta, ori te prinde. Ne legăm de alte mățării. Ne reprofilăm. Metodele se îmbunătățesc întotdeauna. Așa este. Din punct de vedere al... Spuneați că aveți hobby-uri cu... Vă place pescuitul? Sau încă o dată am greșit? Nu, n-am greșit. N-am greșit. Îmi place să glumesc cu prietenii mei. Pentru că mai avem puțin timp din această emisiune, da. Vom vorbi și despre plăcerile dumneavoastră. Da, îmi place să glumesc cu prietenii mei întotdeauna când vorbesc despre pescuit și să le spun că mie cel mai mult la pescuit îmi place la grătar. Adică să-l mâncați. Da. Îmi place, arunc, stau, dar nu stau toată ziua și nici nu-mi place să stau în soare să încurcă transpirația, că poate vine vânchitic. Da. Nu. Da. E o activitate pe care o coordonează familia mea și pe care avem pachetul majoritar, vorbim de fabrica de plase pescărește sa, vorbim de o activitate industrială, adică acolo sunt unelte de pescuit industrial, nu pentru amatori. Ne vorbim de o activitate cu undița și cu lanseta. Acolo facem pentru întreprinderi piscicole, pentru pescarii profesioniști, facem scule de pescuit, uneltele scule de pescuit. Când de altfel fabricăm plasa în sine și pot să-și facă singuri. Numai plasa și frânghiile și facem parămile pentru vapoare. Deci sunt multe activități. Hamacile pentru grădină, plasele pentru terenurile de fotbal, filee, împrejmuirile pe teren, plase de protecție. Sunt o grămadă, sunt foarte multe produse care se produc acolo. Activitatea asta n-am descoperit-o noi. Ea e descoperită, sau cel puțin, dacă după ceea ce am găsit eu în istoria fabricii, deci documentar cam din 1927 se produce acolo. Anul trecut chiar s-a împlinit 90 de ani. Deci Plasele Pescărești e una din cele mai vechi societăți și care încă mai trăiește. Ea a fost sortită morții, că asta s-a vrut, pentru că așa a fost să fie. Ea se află situată în centrul Galațiului, pe un teren foarte valoros. Nu interesa pe nimeni activitatea fabricii. Dacă fabrica asta era undeva în marginea Galațiului, n-ar fi venit nici Chelu, nici mama lui Chelu să vrea fabrica. N-o băga nimeni în seama acolo. Dar pentru că stă pe un loc foarte valoros, la început a crăpat ochii lui Chelu și pe urmă încă la o gașcă foarte mare în oraș care se adună la terase și n-au ce discuta decât dacă Munteanu a vândut sau cum îl mai sau cum putem să-l păcălim pe Munteanu ca să-i luăm teren. Despre asta este vorba, cu fabrica și de asta, despre asta e vorba și de conflicte care am avut în ultimii ani. Acum lucrurile s-au reglementat și le-au reglementat instituțiile judecătorești și cred că nu o să mai fie probleme. Chiar nu o să mai fie probleme. Mai avem niște lucruri acolo de echilibrat, exact cum spuneam. Trebuie neapărat retehnologizat să devenim și eficienți, să putem să ne batem produsele care se aduc din exterior. Și calitativ și din punct de vedere al băluțului trebuie să fie competitiv. Asta nu se poate decât pentru retehnologizare și
a adus mașini din performanță. Mașinile sunt foarte vechi, foarte multe au fost descompletate. Știți cum e, dacă nu-i plătești omului salariu de câteva luni de zile, mai fură un chel de... fură o piesă din cupru, spune că ia 10 lei pe aia și a luat două sticle de vin și spune, bă, măcar asta m-am câștigat și eu, că și așa nu mi-a dat banii. Dar piesa aia care, pe care și-a luat el 10 lei, o cumperi cu 20.000 de euro și nici nu mai găsești, că nu mai fabrică nimeni. Și atunci utilajul respectiv, îl tragi pe dreapta, nu mai ai ce să-i faci. Să înțeleg că în momentul de față fabrica e în funcționare. Da. Produce. Din 2015, când am preluat-o. Și exportă? Aveți și export sau... Am început activitatea de export cam firav, să spun așa, pentru că este foarte greu să recapeți piața de afară. Am avut o piață foarte mare cu Franța și numai cu fata de Franța, cu o societate din Franța care dota parcurile de joacă pentru copii. Și acolo făceam leagăni, frânghii, tot felul de curs de sărit, plase pentru protecții, tot felul de genul ăsta. Au pierdut contractul în momentul când am intrat în conflict în 2008, nu știu ce gânduri au avut, ci chiar nu-mi dau seama. Efectiv, am închis contractul cu ei. Și era un contract foarte mare și aveam aproape 200 de oameni care au angrenați în lucrul ăsta. Ca să zic că m-am găsit 40 de ani când m-am întors din... Pentru că au fost și pierderi după urma... Mari pierderi. Eu zic că anul ăsta va fi primul an în care vom intra pe profit. Câți angajați mai are fabrica în momentul de față? Puțini, în jur de 30 și ceva de angajați. Din câți? Erau aproape 200 când i-am lăsat în 2008 și mai înainte, în 2008, ea a fost proiectată pentru 1300 de oameni. E o fabrică proiectată pe 2 hectare. Ar fi și păcat să... Încercăm. Ea a fost, de fapt, sora mică a lui Ipo Tulcea, întreprinderea de pescuit oceanic. Încercăm. România cândva, nu știu, ești mai micuță. Da. Așa. România cândva avea o flotă foarte importantă de pescuit oceanic. Nu pescuia neapărat numai în România, că concesiona diverse locuri în lumea asta, dar toate uneltele de pescuit, traule și tot ce însemna latura plasele pentru plasele, frânghile, parâmele, le făcea această fabrică. Conde altfel și toată sfoara de balotat din zona asta de Moldova, tot fabrica asta. Erau tiruri, cozi cu tiruri la rând ca să încarce. Și uite că acum stai și te rogi și încerci prin diverse metode să aduci un client nou sau să aduci în clienții vechi. Pentru că au distrus efectiv, au aruncat pe ei, nu e interesat producția, e interesat terenul ăla. Îi trebuia să falimenteze fabrica, să ia teren. Și asta era ceva, o fabrică în faliment, imediat, precum câine aia, și intră și, mă rog, precum omul ăla care a căzut și nu mai poate ridica. Iată că suntem la emisiunea Oameni cu Stil. Trebuie să gândim pozitiv, să vorbim despre lucruri pozitive, frumoase. Deci, import-exportul s-a dezvoltat. Avem o dezvoltare economică, cum ați spus. Ce alte lucruri pozitive putem spune în încheiere? Va merge și această fabrică? Sincer spun, cred că un nucleu important din România s-a cam trezit și a dat seama că singura șansă să putem să ne dezvoltăm este industrializarea sau reindustrializarea. S-a plecat și se pleacă în continuare pe această latură al retehnologizării și se fac eforturi fie prin fonduri europene, fie prin forțe proprii, fie prin aducerea sau convingerea investitorilor străini să se nască noi fabrici. Numai magazine, numai mall-uri și numai chestii sau latura asta a comerțului nu ne aduc bani. Ne duc banii. Chiar vorbeam în emisiunea precedentă că nu mai sunt investitori străini. Nu mai sunt nici investitori în Galați.
dar în România. Cam asta e latura de jos. Dar zic eu că deja foarte mulți s-au ambiționat, cei care au inima încă pentru România. Noi mai numim poate patrioți sau încăpățânați sau cum vrei să-i spuneți latura asta altă, că efectiv eu și eu am fost, am avut și eu posibilitatea să plec afară sau să plec la ceva mai bun și m-am încăpățânat să stau și am zis că eu fac și îmi pare cu mine că o să fac fabrica asta să funcționeze și voi face o fabrică extraordinar de competitivă și o să mă bag cu produsele din afară și o să demonstrez că am dreptate în ceea ce am spus și acum nu știu câți ani și spun și acum. Și o să mai angajăm. Și o să vedeți. La anul, anul ăsta deja până la final cred că vor fi prime mașini noi aduse în țară. Să vă ajute Dumnezeu, pentru și... că locuri de muncă necesită în Galați. Sunt necesare. Sunt necesare, numai că mai trebuie și oameni serioși. Avem și oameni serioși. Avem și pe care noi tratăm cu seriozitate. Pe care noi tratăm cu seriozitate și ei săraci din cauza, în cazul lor, e frică să schimbe un loc de muncă cu alt loc de muncă unde merită. Și acolo unde încerci să găsești un om pe măsura muncii de acolo, îl vezi că e neserios și te tratează cu neseriozitate, dar pretenții cât casa. Ne batem și noi cu aspectul ăsta, ce să-i facem? Ne batem. Dar avem și oameni deosebit. Deci am oameni, marea majoritate a oamenilor care sunt, nu spun toți neapărat, care sunt acum la plase pescării, sunt oameni foarte serioși. Felicitări și mulțumesc. Mulți oameni de calitate în continuare. Mulțumesc foarte mult. Petrică, eu îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Eu mulțumesc pentru invitație și mi-a făcut o deosebită plăcere. M-am simțit extraordinar în largul meu. Bune, rele, cât am spus acolo, cât am încurcat, cât n-am încurcat. Important e că am putut să fac față tirului. Cum să nu faci față? Tu ești o persoană publică de acum, mai apărut la multe emisiuni. Am fost o persoană publică, nu, da, își mai amintesc unii, mai spun, bă, te-am mai văzut, am mers și pe acolo, vezi că mai dai cu stângul drept, nu, mai pierzi din mână, ca să spun altfel, mai încurci, mai faci dezacorduri, mai emoții, pierzi și unii idei și încerci să o spui pe cealaltă concomitent. Da, fac din astea, dar asta înseamnă că mi-am ieșit din mână. Nu v-ați ieșit din mână. Emisiunea de cursă cum trebuie. Eu vă mulțumesc. Cred că și telespectatorii vă mulțumesc. Și eu mulțumesc foarte mult pentru că ați avut găduința și puterea să mă suportați. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru audiență. Sunt Teodora Mocanu, în fiecare sâmbătă și duminică la ora 21 la Oameni cu Stil. Vă aștept până atunci un weekend plăcut. La revedere!